să descoperim cele mai tari jocuri ale copilăriei alături de Andreea Marin. Vă închipuiți că suntem în camera copilului meu? Atât de viu, colorată și jucăușă? Ei nu, acesta este un colț din biroul meu. Pentru că mi-am dorit întotdeauna să păstrez acel crâmpei de copilărie, după care tânjesc și astăzi. Copilul meu are puțin peste 7 ani. Ieșim în stradă, străduța din fața casei noastre și ne jucăm adeseori. Am încercat, dincolo de rațele și vânătorii, de exemplu, jocul nostru aproape de zi cu zi, să-mi amintesc alte jocuri din copilărie, să o învăț din ce în ce mai mult. Și am avut bucuria să descoper într-o librărie, de curând, jocurile din fața blocului, de pe vremea noastră, mămici și tătici. Știți despre ce vorbesc. Aici am găsit toate regulile. Sunt 10 de jocuri pe care noi le știam, odinioară, elasticul, 9 pietre și așa mai departe. Jocuri ce ne-au umplut sufletul odinioară, ne-au ținut în mișcare, pentru că jocurile copilăriei noastre însemnau mișcare, respirație în aer liber, a te umple de verde și de senin, toate aceste lucruri atât de prețioase pe care, din pricina calculatoarelor, copiii din ziua de astăzi le au din ce în ce mai puțin. Sunt captivi în cutiuțele acelea ce le dezvăluie o lume imaginară și pierd legătura cu rădăcinile, legătura cu natura. De multe ori e vina noastră a părinților. Ne simțim mai bine, mai comod, pentru că îi știm liniștiți acolo în fața cutiuței electronice. Ce ar fi însă să rupem din timpul nostru, măcar 20 de minute pe zi, și să jucăm 9 pietre sau rațele și vânătorii cu copiii noștri? Ne trebuie doar o minge, doi părinți și copilul în mijloc. Rățușca noastră va fi în mișcare, va fi veselă și vă asigur că va simți că vă pasă de ea. Iubiți-vă copiii și lăsați-vă prețuiți de viață, prețuiți-o la rândul vostru. Ascultă Itzy Bitzy și descoperă încă un joc al copilăriei! Hai la joacă!